Bun găsit, oameni buni, la un nou episod despre mierea de albine. În episodul trecut v-am prezentat mierea de iarba neagră de Canula vulgaris, miere produsă de colegul nostru Adrian Damian. Iar astăzi a venit un moment important prin care o să vă prezint două metode de a face extrem de mulți bani din apicultură. În partea a doua, vă arăt de acum, mi-a sosit coletul de la Manuca. Da? Se vede, Laura? Sunt primul apicultor din România care vă prezint în premieră mierea de Manuca. Știți că întotdeauna premierele au loc pe canal, numai pe canalul Dragoș Gavril, restul copiindu-mă ulterior. Am văzut că acum sunt copiat și la nivel de sondaje, etc., etc., așa că vin cu idei noi. Deci, în partea a doua, mierea de Manuca. În prima parte o să vă prezint încă un produs apicol, un produs derivat, chiar de aici, din județul Buzău. O familie de apicultori s-au gândit să folosească mierea ca materie primă pentru produse, să spunem așa, apropiate de dulceață, dar să nu fie cum sunt dulceața, adică din zahăr și prelucrate termic mult timp. Aici e un colet. Acum trebuie să recunosc că l-am comandat de mai multe luni de zile. Din iunie, exact pe iulie, august, septembrie, octombrie, acum 4 luni. Deci a fost sezonul activ, nu am avut timp. Au trecut 4 luni de zile de când am achiziționat aceste produse. Mi-a venit tot timpul o reclamă pe Facebook, vă spun. Și uitați că și reclama asta e de succes. Produse foarte scumpe, cred că undeva la 30 de lei borcanul. Deci, cum v-am spus și în filmul de ieri, produsele deosebite se vând în recipiente mici. Produsul se numește Melinis, de smeură și miere. Deci, practic, un cupaj de miere de albine cu smeură. O să le citim, o să le luăm pe îndelete. Și o să facem și un calcul economic. Iar aici avem Melinis din trandafiri și miere de albine. Deci, vedeți ce cutie frumoasă. E cutie făcută special pentru două borcane. Nu mai țin minte cât am dat. Fiți atenți. Deci coletul cu tot cu transport a costat 111 lei. Deci nu e nicio reclamă. Am plătit. Deci iese undeva la 55 de lei un borcan de 230 de grame. Hai să scadem 10 lei cheltuielile. Deci rămân 45 de lei 230 de grame, 90, la 180-200 de lei ajunge kilogramă de produs. Un produs care, din câte am înțeles, în mare parte are miere de albine. Hai să citim ingrediente. Produs din miere de albine, ecologică, provenită din România, smeură, minim 28% și, bineînțeles, suc de lămâie. Valori nutriționale, deci 3 sferturi miere. Gândește să pui 3 sferturi miere, un sfert zmeură și să iei 180 de lei pe kilogram. Păi se cam merită să vinzi mierea la acest preț. Hai, dă-te, tati. Avem un musafir. Deci Melinis, o firmă din niște apicultori din Buzău, care au o rețetă secretă. Hai să începem cu zmeura întâi. Să vedem. Că eu sunt curios. Căutați pe Google Melinis. Deci se vede. Este ca o peltea arătă. Curge ca mierea de albine. Foarte interesant. Mm. Mm. Miere cu fructe, nu? Să știi că a omologat-o și a... Da, are, este înregistrat. Înregistrat, are, da.
Deci nu fermentează, pentru că noi dacă am pune fructe în miere de albine, ar fermenta. Are 4 luni vechime deja, Laura. Este grozavă. Hai să vedem acum și trandafirul. Las-o acolo, Laura. Da, să știi că... Aolo, trandafirul și mai țin. E cu miere. Nu, e miere. Doamne, deci jur că e dulceață de trandafir. Incredibil. Da, cred că e gustul... Te las pe tine la trandafir. Nu, așa eu. Nu vă certați. Nu. Hai, nu se poate așa ceva. Oameni buni. Ia zi, o bunătate. Deci, îmi depășește toate așteptările. Laura, vină cu acea. Ia te rog ca să... Nu o să-ți vină să crezi. E un pic cam prea scump la 50 de lei borcanul. Dar ce o să guste acum? Da, probabil că aici intră și costurile la marca înregistrată și toate celelalte. Și prelucra... Deci au un secret că nu fermentează. Iar întotdeauna folosiți... Da, foarte bun. Eu beau Terraqua Zero. Pentru că... Paharul. Eu... Apa alcalină cu un pH de 8,2. Foarte bună pentru... Spune-mi și mie. Substanța cerebrală. Haideți că în curând, Laura, stai pe față, umbrăm la Manuca. Băi, deci... Da, scumpe, dar super calitate. În râmnicu cu sărata, au apărut la un magazin, o să mă duc să cumpăr să văd câte prețul la raf la magazin. Problema este alta. Românii nu-și fac cadouri și genul ăsta de cadouri, din păcate. Dar ăsta e un cadou... Deci gândiți-vă că nu are zahăr. Deci uitați un apicultor care știe să-și vândă mirea cu cel puțin 150 de lei kilogramul. Da, are niște cheltuieli. Da, da. Frate, jos pălăria. Întotdeauna, când degustați, să aveți bucăți de măr lângă voi, niște mere naturale de la Dumitrești, Vrancea. Oh, deci, da, o surpriză plăcută. Dai un bandă, stai în față. Deci, uitați o metodă. Folosiți mierea ca materie primă pentru alte produse deosebite. Deci cum sunt eu, că fiind supraponderal, istoric de diabet în familie, pentru mine e foarte, foarte important. Mi-e poftă și mie de dulce, mi-e poftă de dulceață și în loc de dulceață să mănânc aceste produse care în loc de zahăr conțin miere de albine. A venit momentul să vedem ce ne-a trimis Manuca din Noua Zeelandă. Bineînțeles că am dat, deci, 200 de lei. Să vedeți pe ce am dat 200 de lei. Pe câteva grame de miere. Deci m-am uitat, mierea asta cea mai de vârf ajunge la 500 de euro kilogram. La 500 de euro. În partea a doua vă prezint, când ce spunem de derivate, aici sunt dropsuri. Dropsuri cu Manuca, dar lăsăm pentru final la desert. Și uitați-vă, aproape 200 de lei, 150 de lei, o lecuță de miere, dar că este noul, sau rebranduit acum. Să vedem neozeilandezii de la Manuca. Deci nu va mai arăta nimeni, niciun profesionist, niciun maestru, niciun expert apicol. Aici avem un borcan cu Manuca de 250 de grame. Este cu MGO-ul de 250. Deci este o miere medie, să-i spunem așa. O miere medie. Dai voi să sucesc un pic camera. Da? Pe animale? Ca să vă prind pe amândoi. Aolo, și gențile. Nu, 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 pufa. Baci. Ei, dar nu pufa, este vedeta serii, te rog frumos. Pe așa, stai, stai. Hai mă, Laura, mă mestec. E prea drăguță. Băi, eu vorbeam de Manuca. E valabilă mierea de Manuca. Fiți atenți, asta e până în 28. Știți că la noi se trec 2 ani de zile. Iar ei văd că au 4 ani de zile. Ah, fiți atenți. Deci este manufacturată în Noua Zeelandă. Deci nu este Via China. I-a pus și etichetă, bineînțeles, românească, în care explică. Și uitați-vă că mai vând miere...
la flacon de 50 de grame. Asta e, uite ce spune, asta e pentru cadou. A rare gift of nature. Deci, vedeți, uitați-vă cât de corect. Știți că la ei vara, vara este când iarna la noi. Și uitați data de ambalare. Exact, aprilie, cum ar veni, 24. E din... deci, sunt foarte corect. Un... de ăsta dintr-un... Dar asta e original. Și spune așa, deci e originalul Manuka Health, 100% pure New Zealand. Your local language. A, deschide ce ai traducerea în limba locală, dar nefiind pentru România, România a aplicat aici QR coduri. Haideți să mai bea o gură de apă. Hai bă băieți, deci Gavrilă vă oferă miere de Manuka. Care stupar de ăsta profesionist din România vă mai oferă miere de Manuka? Ia. Stă ceva pe limba, Laura? Da, le ofer pofta de miere de Manuka, că uite, numai noi gustăm. Nu, că era să zic vorba aia, bă, săracilor. Ei, nu. N-ai de ce. Bineînțeles. Hopa, alt sigiliu. Deci am dat capac. Uitați-vă și voi o miere. O miere de 500 de euro kilogramul. Am dat ca primul capac. Urmează... Bă. Haide, bine. Deci, ori au sigilat. Gata. Prima picătură. Nu risipi, că e scumpă. Mam. Ne-o vărsa. Deci, miros ca asta, n-am mai... Păi normal că noi n-am fost acolo. Și nu știm cum miros florile. Deci, da. Miroase ceva foarte cunoscut. Ca un mentol, zici. Este un mentol cu... o miere de mană. Hai să vedem mai departe. Ia miroase. Am dreptate cu mierea de mană? Cumva, gândește că este un arbust ăsta. Dar nu e mană, e miere florală. Să văd eu, dăm și eu. Tu linge capacul. Nu o să-l linge, să văd consistența. Stai așa, ia vezi, se vede în film acum. Se varsă. E un fel de miere maronie. Ia să iau un lingur. Nu prea... un pic. E gălbuie. Gălbuie. Uh-huh. Are o cristalizare extrem de fină. Da, este la fel de fină ca rapița. Gustul este unic. Nu este dulce. Și miere. Chiar e miere. Nici nu este indubitabil. La final... vine mentolul. De-aia vezi cum să dizolvăm papila gustativă instantaneu? Deci exact, miere. Da. Deci n-avem ce discuta. Aici nu mai e. Deci nu mai e. Nu, gustul e unic. Și nu e miros de esență. Da, gust unic. Deci știu că românii vor să zic că e ca o miere cam... Nu, nu. Foarte gustoasă. Foarte bună. E un gust aparte. Deci nu... un gust aparte. Manuka. Ai, și asta e o miere ieftină de Manuka, de când dat cadouri. La fel avem sigiliu. Nu codez sigiliu și pe asta, ori le mâncăm. Da? Mamă. Era o urgență de pisică. Da. Dacă eu... Gata, rezolvată situația. Rezolvată? Da, fetița pe urmă. Da, stai tu să rămâi pe zonă pe aici. Asta este de 100 gmiu. Asta cum ar veni, ei au, deci, au la ora o scară de valoare a lor, care e mai putere vindecătoare mai mare. Asta e mierea bază. Au și recomandări terapeutice? Deci în momentul care răcești, o minune. Folosești miere de asta și știi ce răcești. De mentolul ăla. Da. Uh-huh. Hai să vedem. Asta e cea mai ieftină. Asta e o leacă mai maronie. Se văd și niște cristale grosiere în ea asta. Dar hai să vedem la gust acum. Da, e probabil mai polifloră. Nu. E mai tare la gust? Mi se pare mai bună. Vrea că amărui cu mentol. Băi, deci dacă ai luat o linguriță plină, gata, ai terminat borcanul. Da, frate, de la 500 de euro kilo. Da, deci asta e caracteristica, mentolul ăla.
Și Laura, nu e cum falsifică românii mierea de ismă, că pun ulei esențial de mentă. Nu. Nu, da. Deci, frate, își merită. E miros foarte, foarte fin, adică nu... Deci nu, e clară nu treaba. Nu e miros înțepător ca la esențial. Nu. Deci, nu, manuca e manuca. Da, e o altă floare pe care nu avem. Hai să vedem. Deci am luat. Când ești răcit, au făcut manuca cu vitamina C. Stai puțin, Laura, să te servesc un drops. Bă, dacă cum s-a îmbalat. M-ai servit cu prea multe. Deci nu pot să cred. Servește-mă cu niște. Băi, la uite apace. Individuală e ambalată pastila de manuc. Pare corect. Uite. S-ar fi lipit și călătoresc cadou. Mult și cald și... Mulțumesc. Cadou. Mă... Îți dau cadou. Cadou. Și ceva, putem lua pastile de astea să vindem la târg. Bine, sau să dăm cadou. Nu, lasă. De manuca. Uh-huh. Manuca Honey Drops. Da, foarte. Uitați-vă și voi. Manuca Health. O să gust după aia, dar uitați-vă și voi. Bomboane de manuca. Astea sunt două. Mă face să gust, dar nu gust acum, pentru că mai stau de vorbă puțin cu voi. Oricum, sunt impresionat de produsele. Deci, gândiți, astea se numesc... cu adevărat produse premium. Nu. Deci atât Melinis, linia astea Melinis, că nu știu cum să-i spun, dulceață, miere, de fapt miere cu fructe, să-i spunem la Melinisul ăsta. Ăsta cu zmeura. Dar duce cu produsele de la Apis Rom. Că și Apis Rom are o chestie de asta. Deci, dar asta cu trandafirul, asta m-a omorât cu trandafirul. Deci e de o finețe fabuloasă. Deci, dragi români, decât să vă chinuiți că mierea ieftină la Angro, căutați metode și vindeți-vă mierea la adevărata valoare. Nu zic acum 500 de euro așa cum o vând neozeelandezii și au pe ce să ceară 500 de euro. Sincer, n-am gustat manuca până acum. N-am... Dar e revelație. Dar uite cum sunt cei de la Melinis care cred că scot undeva la 150 de lei pe kilo de miere. Deci, practic, reușesc să-și vândă mierea la un preț de 30 de euro. Ce este bine că avem o viață frumoasă, produse bune găsim, e bine că găsim produse bune. Uitați aici, spre exemplu, eu pentru o nuntă am făcut, pentru un botez, miere de salcâm, uitați cum stă după un an de zile, este sticlă. Numai lucrând, producând lucruri extrem de calitative, pe care... nu mult să le aibă, deci cantități mici, ambalate în recipiente mici. Uitați aici, 50 de grame, borcan de 50 de grame, 250, la Melinis 230. Numai așa reușești să faci profit, să faci profit din apicultură. Trebuie să învățăm unii de la alții, pentru că bagă rama, scoate rama, asta poate oricine. Să prezentăm acum niște albine, o ramă, 2, 3, 10, 20 de rame de albine, oricine. Dar cum v-am mai spus, arta apiculturii costă aici de a transforma munca ta în bani. Calculați așa, câte ore stau în stupină și câți bani scot. Câți bani faceți pe oră? Notați tot
și atunci o să vedeți randamentul. Nu că munciți, că orice salahor muncește și scoate miere. Nu este o filozofie, nu este o mare știință. Să extragi niște miere sau să muți niște stupi. Pentru că am făcut multă miere, dar a făcut pastura, l-am mutat săptămâna în stupi. Nu e nicio filozofie din asta, nu. Filozofia e să nu dai mierea cu 8 lei, cu 10 lei, kilo, cu 15 lei. Asta e toată șmecheria. Și încă un lucru vă mai spun pe lumea asta. Bă, fiți corecți, nu mințiți. Nu mințiți. Sunt foarte mulți, mai ales în lumea apicultorilor, similar cu lumea căscarilor, foarte mulți mincinoși. Da? Nu mințiți. Că vă mințiți pe voi înșivă. Că am văzut că o mare greșeală la apicultori, asta e. Se mint pe ei înșiși. Da? Nu mai mergeți, nu vă mai acceptați realitatea, fiți realiști și fiți corecți. Și atunci este imposibil să nu vă meargă bine. Asta este treaba. Mergeți înainte, mergeți și mergeți corect. Nu și încă, și încă un aspect acum pe final să vă spun, să fiți umili. Umilința e cea mai importantă. Să fiți umili. Mergeți întotdeauna cu capul în jos. Asta este cel mai important. Uite, acum o să o rog pe Laura să oprească filmul. Nu rămâne decât să vă salut, să vă mulțumesc pentru atenție. Dacă mai vreți să mai vedem miere de manuca, băgați acolo un like. O să aduc miere de manuca și pe la târguri, dacă vreți. Sau pe unde la ne degustare. Întâlnim. La degustare. Adică nu vă cer niciun ban, vă dau gratuit miere de manuca. În rest, Laura și Dragoș Gavrilă vă urează numai bine, sănătate, fericire!